rog să deschideți împreună cu mine la Psalmul 46. Vă înștiințez de la început că s-ar putea ca să fim deosebit de deosebit de scurt în această dimineață, pentru că sunt deosebit de bolnav. Domnul așa a îngăduit ca să fiu lovit din mai multe părți, și la picioare, și la răceală, și la... Dar să știți că este bine. Puțină boală, de când în când, îl ține pe om smerit și îl ajută ca să înțeleagă cât de bine este, că nu-i tot timpul așa. Până la urmă, boala, suferința, are scopul ei. Scopul să înțelegem cât de binecuvântați suntem în general și să ne închipuim cât de bine ne va fi când aceste lucruri vor fi eliminate total din viața noastră, când vom fi împreună cu Domnul. Cât de bine va fi când nu va mai fi o zi de răceală, când nu va mai fi o zi de mâhnire, când nu va mai fi o clipă de suferință. Când toate clipele noastre vor fi desăvârșite, când toate momentele noastre vor fi doar de bucurie, acea zi vine și se apropie mai repede decât ne putem imagina pentru fiecare dintre noi, și boala, suferința ne amintește cât de bine ne este chiar și aici de obicei. Cineva zicea că suferința este limbajul universal, este limbajul care înțelege orice om. Atunci când suferi, înțelegi lucrurile foarte bine. Și cred că de aceea Dumnezeu optează pentru această metodă a suferinței, pentru că dacă nu înțelegem prin bunătatea Lui, dacă nu înțelegem prin predicarea Evangheliei, dacă nu înțelegem prin citirea Cuvântului, prin suferință înțelegem. Prin suferință mesajul întotdeauna este clar. Așa că vă rog să mă purtați în rugăciunile voastre și ca Domnul să-mi dea putere, ca chiar dacă va fi un mesaj mai scurt, să fie un mesaj spre slava Lui și să fie un mesaj spre folosul nostru. Este un psalm mai scurt, dar un psalm deosebit de frumos. Unele lucruri, câteodată, asta e, toți oamenii sunt oameni și greșesc, dar unele imperfecțiuni în traducere câteodată dezavantajează cititorul. În traducerea Cornilescu, de exemplu, sunt anumite aspecte ale acestui psalm nu majore, chiar extrem de minore, fără semnificație la înțelesul psalmului, dar care atunci când lipsesc cumva fac mai dificil ca să înțelegi psalmul. De exemplu, pentru cititorul laic, pentru cititorul de rând, când traducerea pentru felul în care psalmul trebuie citit este decântat pe alamot. Îți faci întrebarea, ce înseamnă asta pe alamot? Ce, nici n-ai avea cum să prea deduci. Îți dă impresia că este decântat pe un anumit instrument. Și asta este. Ah, ok, este. A fost un instrument numit alamot și trebuia cântat pe acel alamot. Dar de fapt, alamot însemna un fel de a cânta, indica de a fi cântat într-o anumită voce, și anume sopran. De fapt, era vorba despre un cor special în poporul Domnului, care era compus doar de fete fecioare, care toate erau de timbru vocal sopran, aveau timbru vocal foarte ascuțit, fiind tinere, fiind fecioare. Și ideea psalmistului este că el vrea, inclusiv prin timbru vocal și prin felul în care corul acesta va cânta acest psalm, să înțelegem ceva din acest mesaj. Ați auzit psalmul citit de fratele Ciprian și ați văzut că este un psalm care vorbește despre adăpostul nostru care îl avem în Dumnezeu, în ziua necazului, și până la urmă adăpostul care îl avem în ziua cea mare a necazului final. Și cred că psalmistul în mod intenționat vrea ca acest psalm să fie cântat de un cor de fecioare, într-un timbru vocal de altfel, care îți dă de gândit la niște persoane care sunt care s-ar apăra cu greu. El vrea ca să înțelegem, inclusiv prin felul în care e cântat acest psalm, că adăpostul nostru este în Dumnezeu și nu în puterea noastră. De aceea psalmistul cere ca psalmul să fie cântat de niște copile, de niște fete micuțe, încât să înțelegem că afirmațiile acestea, de altfel minunate și
de altfel puternice. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Ar suna total diferit cântat de un cor bărbătesc, da? Cântat de niște oameni care ai putea zice că sunt soldați. Sunt oameni de... sunt războinici. Ai zice, da, Dumnezeu este sprijinul nostru, dar uite ce armată avem. Dar când se ridică un cor de fecioare și cântă în vocea aceea de sopran, Dumnezeu este sprijinul nostru, clar că ideea este slavă Domnului, că Domnul este sprijinul nostru, că ăsta nu ne pot apăra de nimic. Și asta este intenția. Pe de altă parte, Cornilescu, cel puțin în versiunea care eu am acasă, nu știu dacă în cea revizuită s-a schimbat aceasta, omite anumite împărțiri ale psalmului. Psalmul are la versetul 3, la sfârșitul versetului 3, la sfârșitul versetului 7 și la sfârșitul versetului 11 o indicație de pauză numită sela. Sela este un fel de a scrie pe partitura muzicală. Aici se face o pauză și lăsăm un interludiu muzical. Deci pur și simplu, dacă ar fi ca să citim psalmul acesta, cum l-a citit și fratele Ciprian dimineață, el are în partitura psalmului niște locuri în care psalmistul vrea ca să ne rupem din fluxul de citire și să facem o pauză intenționată. Asta ne ajută foarte mult pentru că psalmul este deja împărțit pentru noi în trei părți. Nu trebuie să stăm să ne gândim oare unde vrea psalmistul ca să facem împărțirile, oare ce puncte principale. Psalmul trebuie citit sau cântat mai bine cu aceste împărțiri. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să cutremură munții. Pauză. Lungă. Muzica continuă în spate și ne gândim la ceea ce ne-a spus psalmistul. De multe ori citim așa fugativ și nu stăm să cugetăm ce spune. Ne spune că Dumnezeu este adăpostul nostru, El este sprijinul nostru. Chiar dacă cele mai orifice, cele mai fantastice și groaznice lucruri s-ar întâmpla, Dumnezeu este adăpostul nostru. Și asta este, de fapt, prima secțiune a psalmului, are acest mesaj. Dumnezeu, adăpostul nostru, adăpostul credinciosului. Dumnezeu este adăpostul nostru și sprijinul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Este diferit de alte ajutoare, este diferit de prietenii noștri, este diferit de cunoscuții noștri, este diferit de orice om și orice putere omenească. El nu lipsește în nevoile noastre, El este de nelipsit. El este deplin consecvent, deplin credincios față de noi. Nu contează dacă este vorba de război, nu contează dacă este vorba de boală, de criză, de suferință, de moarte. Dumnezeu este adăpostul nostru și psalmistul, în mod implicit, ne provoacă și te provoacă pe tine, ascultătorule. Ai tu un adăpost? Când vine vremea de nevoie, când vine ziua de judecată, ai tu un adăpost care nu lipsește? Poate astăzi te bazezi pe părinții tăi, pe prietenii tăi, pe familia ta, poate astăzi te bazezi pe biserica ta. Ai tu un adăpost adevărat? Este Dumnezeu adăpostul tău? Orice s-ar întâmpla, orice circumstanțe ar veni, orice tragedie, atunci când munții se clatină, munții, psalmistul ne dă această imagine minunată, a cele mai mărețe creaturi a lui Dumnezeu pe acest pământ, cele mai zdravene, mai solide. Privim la munți, da? Dacă ați parcurs o dată prin România și ați trecut Transalpina, Transfăgărășan și ați văzut munții din România și vedeți acest munț imens și te gândești cât de stabil sunt. Sunt aici de mii de ani și nimic nu-i mișcă, nimic nu-i... Da? Cu cât chin și cu cât vai a făcut omul numai să taie un drum prin el. Și zici, munții nu se pot clătina, munții nu... Orice s-ar întâmpla, da, văile sunt inundate, orașele sunt dărâmate, sunt atacate, dar munții sunt stabili. Și psalmistul vine și spune, ai tu un adăpost pentru ziua în care munții se vor clătina,
pentru ziua în care tot ceea ce tu ai crezut că este stabil în viața ta se va dărâma, lucrurile acelea în care ai crezut că te poți încrede, oamenii aceia în care ai crezut că nu te vor părăsi niciodată, că nu-și vor întoarce spatele niciodată, când munții aceia din viața ta se vor clătina. Ai tu un adăpost adevărat care este nelipsit în orice nevoie? Ai tu un sprijin? Când vine acea mare zi în care pământul acesta se va clătina, ai tu un ajutor și ai tu un sprijin? Îl ai tu pe Dumnezeu ca și ajutorul tău? Martin Luther, marele reformator, avea și el perioade și sezoane de depresie spirituală și chiar foarte multe. În principiu, oamenii care pornesc la un asemenea drum ca să se apropie de Dumnezeu și să fie folosiți de Dumnezeu în slujirea Lui, de obicei trec prin aceste sezoane, prin munți și văi, munți și văi. Ne vedem asta în Psalmi, vedem asta la David, vedem asta la apostoli, vedem asta peste tot. Este imposibil ca să nu se întâmple. O zi ești pe culme, o zi ești în vale. Și Martin Luther, de fiecare dată când era într-o stare de descurajare, din cauza că erau mulți care unelteau împotriva lui și împotriva reformei, citea și cânta acest psalm. Și atunci când colegii lui erau deznădăjduiți și ziceau: Martin, dar dacă până la urmă dușmanii noștri ne vor cuceri, dacă până la urmă dușmanii noștri vor avea succes și vom pieri în fața lor, și Martin Luther zicea: frații mei, Dumnezeu este adăpostul nostru. Dacă ne cuceresc pe noi, înseamnă că trebuie să-L cucerească pe Dumnezeu. Dumnezeu este nelipsit din mijlocul nostru. Dumnezeu este Cel care ne ține la adăpost sub aripile Lui. Ca să ajungă la noi, trebuie să treacă prin El. Și dacă ne-au cucerit pe noi, înseamnă că L-au cucerit pe El. Și lucrul acesta este imposibil. Acest psalm este extrem de folositor pentru acele momente în care simți că nu mai ai nicio putere. Și psalmistul spune, drept concluzie, de aceea, da, cuvânt cheie de legătură, dacă tot am studiat, ne arată cauză și efect. De aceea, pentru că Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru și nu orice adăpost, un adăpost desăvârșit, de aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul. Vedeți, amplifică. Nu doar munții se clatină, da, dar se zguduie pământul, tot pământul. Și s-ar clătina munții în inima mărilor. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă că munții care sunt în inima mărilor, s-ar clătina munții în așa fel încât munții s-ar scufunda în inima mărilor. Da? Imaginează să ieși astăzi afară și unde era meseșul și unde știi că ar trebui să fie munți, să nu mai fie pentru că s-au prăbușit în așa fel încât s-au scufundat în inima apelor. S-ar indica o catastrofă de nivel global. Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de s-ar cutremura munții. Da? Ați văzut probabil cu toții acele secvențe care au fost date la televizor în momentele în care acele tsunami în zona Asiei au lovit. Da? Valuri de zeci de metri înălțime, valuri care au dărâmat clădiri prin lovitura lor, valuri care n-au ce căuta pe pământ, care ar trebui să fie undeva departe în ocean. Imaginați-vă un tsunami, zice psalmistul, de gradul în care nu ar dărâma doar clădiri, ci munții ar fi dărâmați de aceste valuri. Cine va fi adăpostul nostru în acel moment? Psalmistul ne arată că a avea pe Dumnezeu ca și adăpostul tău, a-ți însuși acest adăpost, a te încrede în El, are efecte concrete și spune: de aceea, de aceea, pentru că El este adăpostul nostru, nu ne temem. Nu ne temem. Și această certitudine este necondiționată. Psalmistul își imaginează cele mai groaznice și dezastroase evenimente, care unele nici nu le putem imagina, poate nu avem imaginația necesară. Și spune: chiar dacă aceste lucruri s-ar întâmpla, și aceste lucruri se vor întâmpla, pentru că Biblia spune că vine o zi în care pământul și cu tot ceea ce e pe el va fi distrus. Chiar dacă aceste lucruri se vor întâmpla, noi nu ne temem.
Pentru că știm cine este adăpostul nostru și știm că El este în mijlocul nostru, El este nelipsit în nevoile noastre. Atunci când vine tsunami, atunci când vine tornada în viața noastră, atunci când vine suferința, atunci când vine dezastru, Dumnezeu nu fuge să ia adăpost și să ia refugiu. El este adăpostul, El este refugiu. El stă înaintea valului, El stă înaintea cutremurului și ne protejează pe noi copiii Lui de cutremur. Această certitudine nu poate veni decât în o credință vie că Dumnezeu este într-adevăr adăpostul nostru. Toți oamenii se tem de suferință. Este normal să tem de suferință. Și toți oamenii să tem de moarte. Vorbeam cu cineva săptămâna aceasta și îmi zicea despre bunica lui care este acum la bătrânețe și de altfel se consideră o femeie foarte credincioasă, frecventând Biserica Ortodoxă în mod regulat și zicea că este extrem de frică să moară. Tot timpul e la biserică, tot timpul se roagă, tot timpul așa, dar are o spaimă de a muri și de necunoscut. Fantastică. Și mă gândeam și ziceam acestui individ, zic, bunicul meu a murit anul acesta, a murit acum recent. Și nu i-a fost frică să moară. Rețin că am fost la el cu câtva timp înainte ca să moară și erau perioade și perioade în care era lucid, altele nu era așa de lucid. Dar la un moment dat l-am întrebat, bunule, cum ești? Și a stat așa un moment, a privit în spațiu și a zis, cum să fiu, sunt bucuros, aștept să-L văd pe Domnul. Bunicului nu i-a fost frică să moară, pentru că știa cine este adăpostul lui. Vedeți diferența între omul religios și omul credincios. Omul religios, până la urmă, se poate păcăli chiar pe sine până în momentul dezastrului, până în momentul morții. Dar nu sunt mulți care rămân viteji la pragul morții. Omul credincios care îl are pe Dumnezeu ca adăpostul lui, care știe că Dumnezeu nu-l va părăsi niciodată, nu este frică de necunoscut, pentru că nu există necunoscut. El cunoaște pe Dumnezeu și știe că orice s-ar întâmpla, nu știe cu amănunte ce se întâmplă în momentul morții, cât durează tranziția, cum vom fi luați de aici și duși acolo în prezența Lui. Nici nu contează detaliile astea, pentru că știm pe Cel care este adăpostul nostru. Cunoaștem și știm că El este, este cu noi în momentul nevoii. Ca tare nu este frică în orice circumstanță, chiar dacă este vorba de moarte. Și asta este credința. Religia, filosofia, comunitatea bisericii și toate astea pot să amelioreze pentru un timp acest sentiment de frică. Dar până la urmă, dacă nu este o credință reală, veritabilă, frica te va copleși. Până la urmă, la pragul morții, pe patul spitalului, în acel moment în care munții tăi se clatină, dacă nu l-ai pe Dumnezeu ca și adăpostul tău, în mod real, frica te va copleși. Și dacă l-ai, vei privi la munții care se clatină, vei privi la ultimele clipe ale vieții tale și vei spune, de aceea nu mă tem. Pentru că Dumnezeu este adăpostul meu. Pentru că El este și a fost cu mine în timp de nevoie întotdeauna. În a doua porțiune, vedem că El ne prezintă, în al doilea rând, El ne prezintă psalmistul cetatea lui Dumnezeu. Și anume, aș zice eu că această cetate reprezintă pe copiii lui Dumnezeu, adică biserica lui Dumnezeu, adunarea lui Dumnezeu, mireasa lui Hristos. Spune în felul următor, este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui prea înalt. Dumnezeu este în mijlocul ei. Ea nu se clatină, în contrast cu ceea ce se întâmplă în jurul ei. Da, pământul se clatină, munții se prăbușesc, ea nu se clatină și Dumnezeu o ajută la revărsatul zorilor. Noi suntem cetatea Lui, cei credincioși,
O clădire vie care Dumnezeu a zidit-o, zidită din pietre vii, pietre prețioase cumpărate cu sângele mielului. Dumnezeu, ca și un bun constructor, a alcătuit un proiect, un plan. Da? Și a ales în planul său să construiască această cetate. Vedeți, metafora se schimbă, este cu atât greu de urmărit, dar psalmistul schimbă. Prima dată Dumnezeu este adăpostul, El este cetatea, da? Și acum noi suntem cetatea în care Dumnezeu locuiește. El a zidit-o conform planului său și fiecare piatră vie și are locul în cetatea lui. Și El locuiește în mijlocul ei. Este sfântul lui locaș. Și de aceea s-a angajat ca să o apere. Nu doar ca și concept, nu doar ca și idee, ci ca și cetate. Cum o armată își apără zidurile cetății ca să nu fie, ca să nu fie preluată de inamic, Dumnezeu își apără cetatea lui. Și cetatea lui sunt copiii lui. Noi suntem cetatea lui, proprietatea lui. Iar El este Cel care ne apără de orice rău și ne dă orice nevoie spirituală, ne împlinește în așa fel încât să avem biruință. El este râul care curge în mijlocul cetății. El este Cel care satisface orice nevoie a cetății sale. Asta reprezintă râul, da? Dacă vă uitați, majoritatea orașelor mari și cele mici, dar în principiu orașele foarte mari, sunt întotdeauna amplasate pe un râu. Da? Prin Cluj, te duci pe mijlocul orașului, trece ce? Someșul, nu? La New York, dacă te duci, trece, sunt două, East River, Hudson River. La Londra, ce trece la Londra? Știe cineva? Nu mai țin minte. Da? Thames, da? La Paris, așa mai departe. De ce? Este la voia întâmplării? Nu. Pe de o parte, sunt oameni care s-au gândit, mă, ar fi bine ca să treacă un râu pe aici, prin orașul ăsta, dar în principiu orașele s-au dezvoltat în mod natural, pentru că instinctual omul a înțeles, acolo unde este un râu curgător, nevoile noastre vor fi împlinite. Avem apă, avem pește, putem ca să ne mișcăm cu bărcile pe râu în sus și în jos, da, avem metode de transport. Râul furnizează toate nevoile care cei care locuiesc în această cetate, în aceste orașe, au nevoie. Și de aceea metropolele mari sunt întotdeauna, sau aproape întotdeauna, construite pe un râu. Râul este sursă de viață. El dă apă, el dă pește, el dă hrană, el dă tot ceea ce locuitorii acelei cetăți au nevoie. De aceea, de multe ori, dacă priviți la istoria războaielor, da, și la strategii militare, atunci când era posibil ca să oprească fluxul de apă într-o cetate, armata care venea să lupte împotriva unei cetăți, încerca să, într-un punct oarecare, să construiască un baraj sau un dig. Dacă era un râu mai mic, era posibil acest lucru, da? Și atunci era posibil să oprești sursa vieții pentru acele cetăți. Da? Și atunci ce se întâmpla? Armata mergea la poarta cetății și aștepta să termina apa, da? Pentru că râul era deviat. Și în scurt timp, li se terminau tot ceea ce au stocat înăuntru, ce apă aveau, ce mâncare, și atunci să preda. Da? Fără apă curgătoare, fără hrană, fără toate lucrurile acestea, este imposibil să trăiești. Dar vedem că Dumnezeu nu doar este un Dumnezeu care satisface nevoile noastre prin acest râu, prin faptul că El curge prin mijlocul cetății, ci El este prezent în mod permanent în cetate. El nu poate fi oprit ca să satisfacă nevoile cetății. Dumnezeu, spune psalmistul, este în mijlocul ei, în mijlocul cetății și ea nu se clatină. Nu există strategie, nu există forță militară, nu există atac care poate clătina cetatea în care Dumnezeu locuiește. El este sursa vieții. Și ca atare această cetate este sigură. În contrast, psalmistul ne arată că nu este așa cu alte cetăți. Ne arată așa cum am văzut odată împreună, ne arată acea distinție între cetatea lui Dumnezeu și cetatea omului, care Augustin o prezintă în lucrarea lui binecunoscută. Cetatea lui Dumnezeu este sigură pentru că ea este protejată de Dumnezeu. În schimb, cetățile oamenilor, orașele lor, țările lor, armatele lor, nu sunt așa de sigure. Neamurile se frământă. Se sfărâmă, da? Nu se frământă doar că
Uai, oare ce-mi face astăzi? Nu asta înseamnă, da? Să sfărâmă, să spulberă, ca să folosim un limbaj mai vizual. Împărățiile se clatină, dar glasul lui Dumnezeu, glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Pământul se topește de groază. Cetatea lui Dumnezeu versus cetatea omului. Este foarte greu de închipuit atunci când noi care ne aflăm în cetatea lui Dumnezeu, noi care suntem copiii lui Dumnezeu, atunci când noi suntem cuprinși de frică. Și dacă stăm să ne analizăm viața, mulți dintre noi trăim viața cuprinsă de frică. Ne este frică în fiecare zi. Ne este frică de ce se va întâmpla mâine. Ne este frică dacă ne îmbolnăvim. Ne este frică dacă moare cineva drag. Ne este frică dacă nu o să avem destui bani. Ne este frică, ne este frică, ne este frică. Trăim într-o frică constantă. Atunci când suntem cuprinși de frică și de spaimă și de groază, atunci când noi ne adăpostim cu greu în cetățuia noastră și așteptăm să treacă furtuna, este foarte greu de închipuit că de fapt nu noi cei puțini, nu noi cei care Hristos ne descrie ca și turma mică, nu noi care suntem fără ajutor propriu, nu noi suntem cei în pericol. Nu noi care suntem în cetatea lui Dumnezeu, ci lumea este cea în pericol. Lumea este cea care ar trebui să se teamă, nu de noi, ci de Dumnezeul nostru, pentru că orice altă cetate, toate cetățile se vor clătina. Pământul se va topi, fizic se va topi. Pământul cu tot ceea ce e pe el va arde. Oamenii de știință au râs și unii tot râd de Scriptura. Scriptura asta, Scriptura, nu știu ce Scriptura, da? Și când au citit așa ceva în Scriptură, oamenii de știință cu mulți ani în urmă, au zis, ce SF-uri și ce fantezii. Da? Până acum recent în care au zis, stați un pic, conform calculele noastre vine o zi în care soarele va exploda, pentru că o sursă de energie care se consumă pe ea însuși în mod constant nu poate merge la infinit, va exploda și în explozia aceea va arde, va cuprinde tot ceea ce e în galaxia noastră și nu numai Pământul, dar întreaga galaxie cu tot ceea ce e pe ea va arde și va fi precum n-a mai fost. Și au venit și au zis, creștinilor, ne cerem scuze, am recalculat un pic știința noastră și se pare că Dumnezeu are dreptate. Pământul cu tot ceea ce e pe el va arde. Așa se va întâmpla. Dar nu va arde pentru că soarele va exploda, cel puțin nu asta este motivul ultim, ci pământul se va topi fizic de groază de Dumnezeu. Dumnezeu va vorbi către acest pământ în așa fel, va răsuna glasul lui în așa fel, încât natura, pământul, moleculele, tot ceea ce e în acest univers, vor izbucni în flăcări și se vor topi de groază că au auzit glasul lui Dumnezeu, cum nu l-a mai auzit vreodată. Nimic nu este sigur înaintea lui Dumnezeu. Nimic nu poate sta și să facă față înaintea lui Dumnezeu. De multe ori, uităm cu cine discutăm. Când vorbim despre și cu Dumnezeu. De multe ori nu ne dăm seama că acest Dumnezeu sfânt, de trei ori sfânt, dacă ar vorbi odată, pământul cu tot ceea ce e pe el ar arde în flăcări și s-ar distruge într-o clipită. Și stăm și tremurăm de frică că dacă promisiunile lui Dumnezeu nu se vor întâmpla, nu se vor împlini față de mine, că dacă ziua de mâine nu-i sigură pentru mine, cel care sunt o piatră vie în cetatea lui. Psalmistul spune, cetățile lor, armatele lor, puterile lor, toate vor arde de groază când Dumnezeu va vorbi un singur cuvânt. Ei ar trebui să tremure de frică, nu noi. Ei ar trebui ca să fie înspăimântați, nu noi. Ei ar trebui să întrebe dacă mâine mai este o zi. Nu noi. Pentru că noi știm cine este adăpostul nostru. Noi știm că Dumnezeu este în mijlocul cetății noastre. Astăzi mai este timp. Mai este timp să iei adăpost. Mai este timp să alergi
către Dumnezeu. Astăzi Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi și pentru cei care aleargă la el. Astăzi poți alerga la acest turn, poți ca să iei adăpost, poți ca să cauți refugiu, poți ca să părăsești cetatea omului și să intri în cetatea lui Dumnezeu. Dar asta este astăzi. Mâine nu știm. Pentru că vine o zi în care El va pune capăt acestui pământ. Și acea zi poate fi mâine, acea zi pentru tine poate fi în această seară. Tu n-ai garanție că mai trăiești un minut, o oră, o zi, un an, 20 de ani, 100 de ani. Capătul s-ar putea să fie pentru tine acum. Veniți, spune psalmistul, și priviți lucrările Domnului, pustierile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului. El a sfărâmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc carele de război. Altfel spus, armatele acestei lumi, armele lor, resursele lor, civilizația noastră sunt nimicuri în fața lui Dumnezeu. El le va nimici pe toate și te va nimici și pe tine dacă nu ești ascuns în cetatea Lui, în turnul Lui, împreună cu Hristos, în turnul Său, în cetatea Sa, dacă nu ești adăpostit acolo, vei fi nimicit împreună cu lumea aceasta. Dacă nu te bazezi pe El și dacă El nu este adăpostul tău, nu contează ce munți ai în viața ta, familia, părinții, prietenii, cunoștințele, banii, istețimea ta, vei arde împreună cu restul lumii de groaza cuvântului lui Dumnezeu. Când El va spune până aici, ori ești în cetatea Lui, ori ești în afară. Ori El te va adăposti, ori vei arde. Astăzi, El este un turn de scăpare. Astăzi, El este o cetate în care te poți adăposti. Dar vine o zi în care El va nimici totul. Și singura cetate care nu se va clătina va fi cetatea Lui. Psalmistul în final, în concluzie, ne îndeamnă să facem ceea ce noi nu prea facem. Să ne oprim și să medităm la aceste lucruri. Să ne oprim și să realizăm că aceste lucruri sunt realități. Opriți-vă, spune El, și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Opriți-vă din alergarea aceasta, opriți-vă din haosul acesta, opriți-vă și considerați că este un Dumnezeu. Că vine o zi în care va judeca lumea. Că dacă nu ești în cetatea Lui și te afli pe din afară, vei arde de groaza Lui, de sfințenia Lui, pentru că nu ești la adăpostul Său. Lumea aceasta în care trăim este o iluzie. Iluziile de obicei se fac prin prea multă mișcare. Cam asta e ideea. Detrage atenția celui care se uită la iluzie, da? Și printr-o mișcare rapidă, prin multă mișcare, ați văzut pe cei pe stradă câteodată, țin minte că am fost la Paris și la un moment dat pe stradă erau niște țigani români, nici nu știu, nu vreau să fiu rasist, vorbeau românește în orice caz și făceau alba-neagră, știi? Și clar că era tot un truc, toată. Cum funcționează? Păi foarte simplu. Foarte multă mișcare. Da? Omul e foarte atent la mișcare, foarte atent la mișcare, foarte atent. Dar e o iluzie. E o iluzie. Da? Și până la urmă luau banii tuturor. Și în momentul în care cineva a sesizat poliția, s-a luat și a fugit. Așa funcționează lumea noastră. Lumea noastră este una în care tot timpul alergăm în această viață și fugim în această viață și tot timpul este în mișcare, știi? Tot timpul este în mișcare, tot timpul este în mișcare și noi avem impresia că înțelegem cum funcționează lumea aceasta, dar este o iluzie. Și Psalmistul vine și spune, opriți-vă, oameni buni, luați un pas înapoi și vedeți că ăștia vă bat joc de voi. Sistemul ăsta, ei trișează. Opriți-vă și înțelegeți că Eu sunt Dumnezeu, că există un Dumnezeu, că El are o lege sfântă și toți cei care au încălcat-o vor plăti. Dar dacă mă mișc foarte, foarte repede, poate Dumnezeu nu vă mă aprinde. Omule, ești nebun. Vine o zi în care Dumnezeu va pune stop la această iluzie. Vine o zi în care Dumnezeu va spune până aici. Alergăm.
Alergăm non-stop pentru lucru, alergăm, fugim de probleme, alergăm pentru copii, chiar fugim de copii, fugim de necaz, alergăm, non-stop alergăm. Și tot alergând și tot fugind, avem impresia că înțelegem viața aceasta. Dar n-am înțeles nimică. Am fost cuprinși de iluzie. Iluzia care spune dacă alergi destul de mult, dacă ești tot timpul în mișcare, dacă faci aia și aia și aia, lucrurile până la urmă se vor rezolva cumva. Opriți-vă și considerați realitățile obiective. Considerați că este un Dumnezeu. Un Dumnezeu care spune că El stăpânește peste neamuri și El stăpânește peste întreg pământul. Un Dumnezeu care ne spune că vine o zi în care cei care nu au alergat la Dumnezeu, au alergat la școală, au alergat la distracție, au alergat peste tot, au alergat. Dar n-au alergat la Dumnezeu. N-au alergat la turnul de scăpare. Cei care n-au alergat la Dumnezeu, vine o zi în care Biblia spune că vor alerga la munți și se vor ruga de munți să cadă pe ei de groază. Vor dori ca să moară, ca să nu se confrunte cu Dumnezeu. Vor dori ca munții să cadă peste ei ca să scape de groaza care urmează. Astăzi este un turn de scăpare. Astăzi este o cetate de adăpost. Dar în acea zi, celor care nu sunt în cetate și celor care nu au alergat la El, vor alerga de groază și vor dori să fie nimiciți. Știți care este realitatea? Nu poți fi nimicit în mod final. Noi oamenii am fost creați să trăim o eternitate, indiferent cum o trăim. Moartea, oameni buni, este o iluzie. Avem ideea că, știi, alergăm și până la urmă murim și gata. Cea mai mare iluzie. Viața nu se termină. Viața continuă. Înăuntru cetății lui Dumnezeu, în siguranță cu El, sau în afara ei. Asta se numește iadul. Unde va fi scrâșnitul dinților. Unde munții se vor prăbuși. Am fost aseară împreună cu fratele Radu. Nu vreau să dau prea multe ilustrații personale, pentru că o să țineți minte numai ilustrațiile și nu predica. Și nu știu dacă probabil o să vă șocheze mai mult ilustrația, că o să aflați că am mers împreună la film. Am mers la un film aseară, un film de altfel interesant, în care cumva scenariul era bazat pe lucrarea lui Dante, Inferno lui Dante, da? În care Dante descrie nivelele iadului. Închipuite, evident, da? Și descrie felul în care fiecare nivel a iadului era din ce în ce mai groaznic și mai groaznic și mai groaznic. Fiecare gen de păcătos avea câte o pedeapsă specifică, pe lângă toate lucrurile oribile care se întâmplau. Mincinoșii erau acoperiți de bube. Prorocii, asta mi-a plăcut, prorocii mincinoși erau forțați ca să umble toată eternitatea cu capul sucit invers, cu ochii în spate. Da? Pentru că așa zic ei, cu capul sucit. Fiecare avea o pedeapsă specială, pe lângă toate grozăviile care erau acolo. Era ceva groaznic ca să privești, mai ales închipuit în mod artistic pe ecran. Clădirile din jur se prăbușeau întotdeauna peste oameni, dar ei nu mureau. Apele erau transformate în sânge și străzile curgeau cu râuri de sânge. Oamenii izbucneau în flăcări și nu mureau. Viața nu se termină. Vei fi în cetatea lui Dumnezeu protejat pentru eternitate sau vei fi în iad pentru eternitate. Dacă nu te oprești ca să consideri că iluzia aceasta care Satana a creat-o, suntem sub puterea lui acum pe această planetă, da? Iluzia aceasta care el ne ține tot timpul în mișcare ca să nu vedem că de fapt e o iluzie. Dacă nu te oprești să consideri că dacă nu alergi spre Dumnezeu, dacă El nu este adăpostul tău, vine o zi în care nu vei muri de groază, ci vei trăi veșnic în groază. Ne este așa de frică de a muri, dar nu trebuie să ne fie frică de a muri, trebuie să ne fie frică cum o să trăim fără Dumnezeu. Și asta este o altă iluzie. Iluzia că, pe eu n-am, vorbești cu atei, da?
eu trăiesc foarte bine fără Dumnezeu. Nu, nu, nu. Nu. Tot ceea ce e bun în viața ta acum, omule, faptul că respiri, faptul că mănânci o prăjitură bună, faptul că te duci acasă la familia ta, faptul că soarele răsare, faptul că simți căldura soarelui pe obrazul tău, da? Faptul că ești bucuros. Tot ceea ce simți bun în viața ta acum este din cauza lui Dumnezeu. Tu crezi că poți ca să trăiești o viață fără Dumnezeu? Imaginează-ți pentru o clipă toate acele lucruri care îți aduc bucurie, care îți aduc satisfacție. Dispar. Și rămân doar momentele în care ai depresie, rămân doar momentele în care ești supărat, rămân doar momentele în care nu mai vrei să trăiești, rămân doar durerile, rămâne doar boala, doar chinul. Asta va fi viața ta în afara cetății lui Dumnezeu. Dacă astăzi nu te oprești ca să iei adăpost. Oprește-te astăzi ca să știi că El este Dumnezeu, să înțelegi că El este în control. Aleargă la El și intră în cetatea sa. El va fi cu tine și El va fi turnul tău de scăpare. El va fi un râu de apă vie pentru tine. Salmul se spune, Domnul oștirilor este cu noi. Poți să spui tu asta despre tine? Poți să spui că Domnul oștirilor este cu tine? Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Este Dumnezeu un turn de scăpare pentru tine? Este El Dumnezeul tău? Nu doar a părinților, a bunicilor, a fratelui păstor, a bisericii? Dacă nu este Dumnezeul tău, în ziua judecății vei fi aruncat afară și toți cei care sunt în afara cetății lui Dumnezeu vor arde de groază. Așa că te rog și te implor pentru numele lui Dumnezeu și pentru binele tău, oprește-te din alergarea acestei lumi și aleargă către Dumnezeu singurul tău turn de scăpare. Amin? Amin. Amin.